Bine ați venit la o sărbătoare a Cuvântului Scris, la o sărbătoare a culturii, a artelor plastice, la o sărbătoare a spiritualității bucovinene. În urmă cu câteva luni, inițiam la Storojineț o sărbătoare a octogenarilor. Iată că astăzi am reușit să o punem în practică și să fim aici la activitatea intitulată Senior Octogenare ai Spiritualității Bucovinene, Forum, Aniversar, Suceava, Cernăuți. Mulțumim pe această cale tuturor celor care au făcut posibil această activitate. În primul rând, colegilor din bibliotecă, lui Alexandru Ovidiu Mintilă, președintele Societății Scriitorilor Bucovineni, care e în dublă calitate și de coleg din bibliotecă și de scriitor și, bineînțeles, de președinte al societății, fiindcă, iată, a reușit să adune atât de mult suflet dintre cei care, practic, formează Societatea Scriitorilor Bucovineni. Mulțumim elevilor de la Colegiul Economic Dimitrie Cantemir, fiindcă, până la urmă, trebuie să avem aici și o predare de ștafetă, cumva, între generația cu experiență, cu foarte multă experiență, și generația tânără. Nu în ultimul rând, mulțumim doamnei prefect pentru faptul că este astăzi alături de noi, doamna prefect Elena Domnichei. Acest eveniment mi-a atras atenția în mod deosebit și mă încearcă o furtună de sentimente, emoție, recunoștință, respect, intimitate sunt în prezența dumneavoastră, pentru că acest forum aniversar pentru cei 11 seniori octogenari ai spiritualității bucovinene înseamnă, în primul rând, un gest pe care suntem obligați, generația de mijloc, pentru că domnul director a invocat și prezența elevilor de la Colegiul Dimitrie Cantemir ca preluator de ștafetă. Eu mă regăsesc în generația de mijloc și sunt nostalgică privind în urmă la ștafeta pe care am preluat-o eu și privind înainte ușor învijorată. Astăzi ne-am adunat la Biblioteca Bucovinei pentru a sărbători înțelepciunea, până la urmă. De asemenea, vreau să vă spun că, iată, această manifestare desfășurată sub cupola bibliotecii este și o sărbătoare a Societății Scriitorilor Bucovineni. Majoritatea, dacă nu chiar toți, dintre cei aniversați astăzi, sunt și membri ai Societății Bucovineni. Mă bucur de asemenea că, iată, au venit și câțiva elevi, pentru că, într-adevăr, s-a vorbit până acum de schimbul de generații. Este, într-adevăr, acest fapt un lucru esențial pentru ceea ce reprezintă societatea în ansamblul ei. Înțelepciunea, spiritul, vederea înțelegătoare este sarea pământului. Reprezintă, adăugând aici și iubirea, tot ce are mai bun omul. În ceea ce numim noi spiritualitate, e o unitate indisolubilă care conține o întreagă istorie a unei experiențe omenești pe care trebuie să o cultivăm cum se cuvine. A avea mereu în atenție orientarea către verticalitatea lucrurilor este esențial. Evident, fără a scăpa din vedere și partea orizontală a lumii. Sfântul Augustin spune în Confesiuni că în momentul în care a avut o criză spirituală profundă, a auzit o voce care i-a spus: ia și citește. Așadar, cititul, și acum mă refer inclusiv la cei mai tineri dintre noi care sunt prezenți astăzi, este de bază pentru a înțelege viața și omul. Așadar, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, conferă diplomă de excelență în activitate Stavrofore Irina Pântescu, proiect stareța Sfintei Mănăstiri Voroneț, cu ocazia forumului aniversar Suceava-Cernăuți, senior octogenar ai spiritualității bucovinene. Vă mulțumim frumos că ne-ați onorat cu prezența. Sunt
doriți să și spunem un cuvânt. Vreau să mulțumesc în primul rând celor care s-au aplicat asupra și a celor mai umiliți și s-a gândit să îi onoreze. Mă simt nu onorată, ci foarte onorată de acest lucru. Întrucât eu nu mă aflu nici printre condeie, nici printre alte personalități, ci pot să spun că ce meseria mea de bază este munca. Cu ea m-am trezit, cu ea am crescut, cu ea am trăit o viață destul de lungă, după cum se numără cu anii, dar poate că cea mai fructoasă dintre perioadele vieții mele a fost ultima perioadă, cea de la Voronezh. Aici m-am simțit mai în latul meu. Aici m-am simțit cu adevărat acasă, și toate că sunt din centrul Moldovei, de la Iași. Dar m-am simțit alături de înaintașii, m-am simțit alături de Maria sa și m-am simțit ca un copil al Măriei sale și am căutat și eu să-mi aduc aportul cât l-am putut. Poate pe undeva chiar, nu o să spun cu mândrie, dar poate cu demnitate, pentru că demnitatea de român trebuie să o ținem. Așa au ținut-o înaintașii noștri, așa a ținut-o Maria sa, așa a ținut-o toți românii adevărați și nu degeaba poetul zice, astăzi lumea ne cunoaște, român zice, viteaz zice. Deci să nu ne fie rușine niciodată de originea noastră, pentru că nu sunt multe, ci sunt foarte puține neamurile cu care se pot să se mândrească cu asemenea înaintași cum ne mândrim noi românii. De aceasta să urmăm exemplul lor. Și o să vă spun un lucru, o greșeală noastră și care avem consecințele pentru că ne-am venit prea mult urmașii. Și am zis așa, dacă eu am suferit atâta, măcar el să nu sufere. Nu. Trebuie să învățăm copiii de mici, cu demnitate, cu muncă, cu ceea ce are să fie al lui, să nu fie răpit de la cineva, să nu plângă nimeni după ceea ce ai tu mai mult, pentru că ei răpit lui. Aceasta este educația care trebuie să dea copiilor. Fiecare să-și mănânce pâinea muncită de el. Nu poate câțiva anișor, dar de pe la 7-8-10 ani, el aproape își poate, într-un fel sau într-altul, răsplăti pâinea pe care o primește de la părinții lui. Așa că cred eu că dacă unele legi a pus copiii poate să dea judecate părinții și alte legi, oare de ce nu se activează mai pregnant dreptul la muncă? Sau, mai bine zis, datoria de a munci. Se acordă cu ocazia forumului aniversar Suceava Cernăuți, senior octogenar
ai spiritualității bucovinene, domnului Nicolae Cârlan. Salut, mâine, bună ziua! Bine că a dat Dumnezeu să vă mai pot revedea. Pentru asta am dat. Să vă iau la toți icoana în suflet, pentru că în curând simt că trebuie să fac ultimul pas. Asta e. De toți ne așteaptă. Toți ne vedem acum. Am venit apoi să-i întâmpin și să-i salut pe cernăuțeri care mai vin pe la noi. Și iată că astăzi unul dintre cei programați n-a putut să treacă de blestemata de frontieră care ne desparte de atâta vreme în mod absurd. Să vă spun o amintire. Am cunoscut pe cineva care se numea Mircea Avram. Îl găsiți în diverse bibliografii. A lucrat la Biblioteca Astra din Sibiu ca cercetător. Era din Cernăuți, făcuse facultatea de drept acolo și când se sfârșească facultatea, s-a sfârșit libertatea cernăuților, pentru că au fost eliberați din Marea Armată Sovietică ocupantă. E bine, omul acela a rămas aici, în România, s-a stabilit, cum v-am spus, la Sibiu, când l-am cunoscut prin 1980 și am aflat de rostul lui, l-am întrebat domnul Avram, că mi-a povestit din Cernăuți multe străzi, profesori care treceau spre universitate, prin strada pe care locuia el și așa mai departe, îi știa pe tot și îi văzuse. Și l-am întrebat, de când n-ați mai fost la Cernăuți? De când a trebuit să fug din Cernăuți? E bine, da. Nu vă faceți rost de un pașaport să mergeți la Cernăuți? Domnule, eu la mine acasă nu merg cu pașaport. Am spus, da, ăsta e adevărat cernăuțean. Acum se întâmplă că oamenii de la Cernăuți au pașaport să ajungă în pace și uite, domnul Mircea Lutic, a cărui absență vă regret, n-a putut să treacă de vamă. Când a dat Dumnezeu să nu mai avem atâtea vâmi absurde pe pământul ăsta? M-am lecuit de morul politicianismului la 5 ani după Revoluția, la care eu am crezut că particip cu sinceritate. Las că n-a fost sinceritate deloc, n-aveam de unde să iau. Și de atunci nu mai urmăresc cu mare atenție programele politice, partide, declarații și așa. Mai acum, într-o seară la televizor, însă, un candidat la președinție, șeful partidului Neamul Românesc, a spus ceva care m-a cutremurat. Că avem dreptul și posibilitatea în momentul de față, ca prin demersuri diplomatice sau știu ce fel de alte demersuri, inclusiv cele de forță, să redobândim nordul Bucovinii și Basarabia. Așa cum am redobândit insula Șerpilor. Toate tratatele care statornișeau că acestea sunt teritorii străine, nu mai sunt astăzi valabile. Ne-ar da Dumnezeu să găsim niște pătăuși cumpliți pe frontul diplomatic și politic internațional ca să se întâmple ce spunea omul acela la televizor. N-am urmărit tot, atât am reținut, am urmărit și am reținut. E nevoie. Dacă într-adevăr sunt aceste condiții, trebuie să facem orice, numai pentru faptul de a nu ne mai duce cu pașaportul în ograda asta. Numai atât și ar trebui să. În rest, ce să vă spun, parafrazând un vers al lui Eminescu, nu credeam să învăț a trăi atâta.
Eu n-am crezut că ajung la 80 de ani. Este o vârstă fabuloasă pentru mine. Dar a dat Dumnezeu și am ajuns. Mă uit în urmă și văd că ceva am mișcat și eu pe pământul ăsta, cum atașat aici de un poet comunist. Și așa a fost. Un poet comunist a fost Nicolae Radice. Numai că ce s-a întâmplat, comunismul acesta e altceva. Acesta nu a fost comunist. Am făcut pentru Labiș cel mai mult dintre toți cei care au făcut câte ceva pentru Labiș. O spun fără niciun fel de sfială și fără să mă ascund prin spatele unui paravan numit falsă modestie. La festivalul numărul 50 Nicolae Labiș am fost ignorat cu desăvârșire. Mulțumesc celor care m-au ignorat, pentru că nu sunt atât de nerușinat să dau buzna prin băț ca să ajung la îndemâna lor. S-au dat tot felul de tinichele zornă și atâta toată. Dar nu s-au dat celor care, într-adevăr, merită. Era, este astăzi de față, doamna profesor universitar Ilie Popescu. Așadar, diploma de excelență în activitate se acordă domnului Ilie Popescu cu ocazia formului aniversar Suceava Cernăuț, senior octogenar a spiritualității Bucovnei, semnat președinte Gheorghe Fluntur. Doamna Popescu. Acolo, în Ucraina, eu sunt român. Când vin aici și plec de aici, eu plec dublu român. Am înțeles că Luzinca întâlnirii noastre este de tonul roman, mult, non mult, adică în minimum de cuvinte, maximă informație. Eu nu pot, dacă aș prezenta activitatea mea până la vârsta respectivă, mie mi-ar trebui 9 zile, câteva zile. Am publicat 31 de cărți și broșuri în diferite domenii de activitate, peste 400 de articoli științifici în Rusia, Basarabia, cândva s-a numit Moldova, și acum tot Moldova, dar eu nu știu ce m-a oprit tot de un alt cuvânt, Basarabia, în România și în Ucraina. O parte din aceste cărți n-am putut să le aduc, sunt grele, ele grele sub două aspecte, și fizice și după ponderea lor. Așa, și am să le dăruiesc bibliotecii, ele sunt față aici, și mi-am pus de când ca în anul acesta, deci jubiliar, când am ajuns la vârsta respectiv de 80 de ani, așa, să scot 3 cărți. De când am ieșit la pensie, sunt mai ocupat cum n-am fost niciodată în viața mea. Niciodată n-am fost așa. Universitatea la care, dacă ar fi să nu mi-o luați în nume de rău, mi s-a recunoscut și am primit o diplomă și o medalie aurită cu o însețitoare diplomă în care spune pentru efortul depus în transformarea Institutului de Subingineri în Universitate. Da, am fost copilul de la Sasca de țăran trecut și la Chiaburi în mod abuziv, care a stat de vorbă cu domnul Iliescu, care a fost la domnul Roman, care a fost la șeful comisiei de învățământ de atunci, care n-a mai făcut pe urmă politică și care m-am dus cu colegii și cu regretatul savant pe care Suceava nu-l cunoaște încă, care și-a făcut doctoratul și studiile la Colegiul Imperial din Londra, care a făcut o mare invenție și care a dovedit că românul acesta s-a cotit mioritic, păstor, țăran,
scria cineva și o carte. Nu-i mai zic. Care un spirit mioritic și nu-i bun de industrie. Greșit. Greșit. Criminali au fost cei care au distrus toate întreprinderile ridicate sub Ceaușescu de părinții și de frații noștri, fiindcă puteam opri o treime măcar pe care să le facem la nivel mondial.